Fetița provine dintr-o familie săracă din localitatea Gropeni și era singurul copil al cuplului. Părinții, care au ușoare probleme de natură psihică, au îngrijit-o foarte bine până acum, neexistând suspiciuni că fetița ar fi fost în vreun fel maltratată sau neglijată. În urmă cu câteva zile, însă, fetiței s-a făcut rău, acuzând greață și vărsături, iar familia a chemat salvarea, care a transportat-o la spital. Acolo, a doua zi, a decedat. S-au practicat la internare investigații clinice și paraclinice necesare stabilirii unui diagnostic, astfel și pacienta a fost transferată pe secție. Toate reacțiile neurologice, examenul neurologic era perfect normal, însă în cursul dimineții de 27, pacienta a suferit un stop respirator, pentru care a fost resuscitată și intubată orotraheal. Decesul s-a produs în jurul orei 10. De-abia a doua zi, familia a povestit ce s-a întâmplat cu fetița în urmă cu câteva zile. Din antecedente care nu au fost declarate la internare, au fost declarate ulterior decesului, s-a constatat că pacienta suferise cu două zile înainte o cădere de la propria înălțime de pe bicicletă, o cădere care a fost urmată de convulsii, de vărsături, însă familia nu a considerat necesară prezența niciunui medic și nici nu a dus copilul să fie consultat de niciun medic. Rudele fetiței confirmă faptul că fetița ar fi căzut de pe bicicletă, dar spun că inițial copilul s-ar fi simțit bine și că de-abia după câteva zile a început să acuze dureri de cap. Nimeni nu s-a gândit nicio clipă că ar fi de la căzătura suferită. Și mi-a zis că este foarte rău fetiței și am venit repede să vedem ce... Și când am ajuns aici, fetița, am vorbit cu ea, am zis, Denisa, ia zi-l-o, tanti, ce te doare? Și a zis că doare căpușorul. Și vorbea fata, era decât că era galbenă și când am anunțat salvarea. Nu am fost bolnavă cu nimic, dar nu știu, acum la medic, pe fișa medicală, dar n-a fost bolnav, n-a avut o cărăcită, a fost un copil foarte vioi, a avut grijă ei, nu a fost să întâmple, nu s-a întâmplat nimic până acum. Bicicleta era cadou de ziua ei? Da, eu luaseră, eu luaseră de când, dar n-a mai fost copii pe bicicletă, nu știu. Autopsia va fi cea care va releva cauza morții fetiței. În cauză s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.